Ana Maria, urmează o deplasare foarte grea pentru noi la Zalău. Cum vezi tu acest meci? Într-adevăr, va fi foarte greu meciul, pentru că se știe că echipa din Zalău are un stil foarte agresiv de apărare, dar în urma rezultatului cu Bistrița, în care am fost foarte aproape de o surpriză și o victorie importantă, cred că am demonstrat că suntem într-o fază foarte bună cu echipa, s-a văzut spiritul de luptă, s-a văzut determinarea și cred că aceste alturi o să ne ajute și meciul contra Zalăului. Crezi că o victorie acolo ar rezolva în mare parte problema române din Liga Fără? Consider că ne-ar ajuta foarte mult în clasament, dar noi încă nu ne gândim la lucrurile acestea. Încercăm să luăm meciurile rând pe rând și să câștigăm cât mai multe puncte cu putință. Ați avut fără îndoială o perioadă de creștere în ultimele meciuri. Cum explici tu această fază în care se află acum echipa? Cred că în sfârșit echipa s-a studat cum ar fi trebuit să fie de la început. Ne-am dezvoltat relațiile de joc, ne înțelegem foarte bine împreună și acest lucru se vede și pe teren. Consider că există o favorită la Zalău? Nu neapărat. Încercăm să luăm pas cu pas meciul, chiar dacă știm că terenul de la Zalău este unul foarte complicat, dar sperăm să avem o reușită și să ne întoarcem cu cele trei puncte.